Okay. Având în vedere că noi trebuie să ne refacem, am anunțat de când ne-am anunțat. Aș vrea să ascultăm pe domnii care sunt cu cei toleranți au venit, poate putem să ajungem. Probabil că totul este legat de acest proiect care urmează să fie aprobat de către noi și este foarte bine că vom lua în considerare și doleanțele dumnealor, pentru că sunt interesat de acest aspect al problemei. Domnul președinte, deci, două secunde. Deci dumneavoastră plecați, înțeleg, plecați. Da. Cine? Trei. Cine sunt? Deci dumneavoastră, domnul Moise și Corpoș. Sunt președinții disidență? Mai important sunt problemele cetățenilor, da. Că fără acordul dumneavoastră, fără acordul domnului Moise, fără acordul domnului Forcoș, eu vă spun, cineva trebuie să-și susțină punctele de vedere. Bun. Dacă plecăm toți și nu dezbatem, deci problemele comune, rău faceți. Deci, dumneavoastră aveți într-un fel dreptate. Domnule. Bun. Dar asta nu presupune că între timp nu intervin niște anumite probleme care trebuie să rezolvate. Asta presupune, pe de o parte, rezolvarea problemelor prioritare la ordinea de zi și eventual mutarea acestor probleme la altă ședință, care vor fi extraordinare și așa mai departe. Noi putem accepta treaba asta. Dar și dumneavoastră deci, chiar credeți problema asta că se vor muta la ședința extraordinară? Sau? Se poate muta. Luni, marți, putem convoca o ședință extraordinară să rezolvăm această problemă. Bun. Haideți să... vă rog să... Vă rog. Cum credeți? Dacă credeți că trecem acum antitele diverse... Nu. Oamenii au venit ca să... Deci, păi, cetățenii au venit pentru... Sunt nelămuriți cu unii probleme și eu cred că e o dezbatere... Este o dezbatere mai stufoasă, care necesită timp. Bun. Dar singura rugăminte este că am o cerere și o să plece domnul consilier, o cerere depusă, care zic că e bine să fie și la diverse, domnul... Da. Haideți să preluăm problema dumneavoastră, dacă ziceți că atât de poftiți, ia să vedem despre ce este vorba, importantă. Subsemnatul Ungureanu, reprezentant al televiziunii Exclusiv TV, vă rog să aprobați încheierea unui contract de colaborare cu primirea Târgu Totuș. Dar acest lucru nu s-a discutat? N-am discutat treaba asta, domnul administrator? Eu n-am fost informat. S-a spus că se discută în ședință de consiliu. Nu s-a discutat? N-am discutat? Dar nu poți să aprobat. Nu poți să aprobat. Domn președinte, dați-i citirii, dați-i citirii, ca să auzim și noi. Poate eu... Scopul acestui contract este realizarea de filmări cu imagini și aspecte din zona dumneavoastră, diverse interviuri, documentare, ședințe de consiliu local, reportaje, etc., care să contribuie la promovarea comunii în contextul regional și național. Suma propusă de noi pentru acest contract de servicii video este de 80 de euro plus TVA lunar. Vă rugăm de asemenea ca durata contractului să fie minim de un an de la data încheierii. Televiziunea Exclusiv TV este parte a activității SRC Electrostar SRL Onești, județul Bacău, cont ne spune care e, și este reprezentată de asociat unic, domnul Ungureanu Eugen. Deci este, da, domnul, este o solicitare al acestei televiziuni locale. E probabil că de această activitate au acces nu numai cei de la UNESCO, ci de la localități, probabil domnul administrator, da, și solicitat acest lucru. Da, dacă la urmă îmi dați și mie cuvântul. Pot să se ia cum zice. Deci, vă rog. Succint așa în câteva cuvinte. Eu cred că e un lucru bun. Deci, cred că e un lucru bun. Nu trebuie să ne cramponăm pentru o sumă, pentru că, eu vă spun,
promovăm, în primul rând, promovăm comună, această comună, doamnă. Da. Și dacă mai vine cineva și spune că se angajează să facă 1000 de proiecte și fac ce numai unul, deci eu cred că prin televiziune o să-i dăm și pistina respectivei persoane și o să spune, domnule, te-ai angajat într-o 1000 de proiecte. De ce te-ai angajat într-o 1000 de proiecte dacă nu ai făcut decât unul? Și nu numai asta. Se promovează și comuna. Bun. Așa investi pe cetățeni. Ducându-se, cum a spus colegul meu. Ia găleată și aruncă cu noi. Poate domnul cu televiziunea îl surprinde, da? La un moment dat. Punându-l pe post, mă rog, unde se va, pe ce se pune? Pe YouTube sau pe ce? Online. Sau online. Și TV, e foarte ușor. Da. Dacă luăm și noi, ne implicăm. Deci este televiziune și domnule, nu-i frumos ce ai făcut să arunci cu noi? Puneți-l într-un sac. Că vrei, că nu vrei, oricum vei plăti cu noi. Puneți-l într-un sac, nu mai poluăm mediul. Și să mai sunt, eu, părerea mea, este foarte benefică această televiziune pentru comună. Mulțumesc mult! Da. Vă rog, da. O să poftim, domnul Martin. Aș vrea să-l întreb pe domnul Mureanu. Da. Pe ce criterii s-au axat când au făcut suma asta de 80 de euro? Păi oricum, da, sigur că da. Nu. Deci, ăsta e întrebarea. Da, da. Deci, okay, zic, da, poate e o sumă mai mică. Putem face o sumă mai mică. Vă rog, domnul Vice. Da, vreau să spun și eu câteva cuvinte legătură cu acest subiect. Părerea mea că ar trebui să fim de acord cu un contract. În sensul că comuna asta mai sunt și realizări bune, nu numai rele. Nu vine să vadă numai ce e rău sau să promoveze numai ce e rău, că lumea asta știți cum e. În cazul ăsta, nu știu, putem umbla la contract. Dacă eu nu știu dacă e bătut în cui neapărat 80 de euro pentru o singură ședință sau nu știu pentru ce reportaje mai vezi dumneavoastră să faceți. Dacă nu, eu sunt de acord să fii și cu 80 și nu mai contract. Altcineva? Poftiți, domnul consilier. Și eu sunt de acord să promovăm și trebuie să se facă subliniere la ședințe private, care să putem promova. Și este și părerea oamenilor. Eu am văzut acum oameni care au acces la televizor și au văzut anumite ședințe de anunțuri realizate și chiar au fost mulțumiți. Da, vă mulțumesc. Vă să spun și eu ceva. Poftiți, domnul primar. Și eu sunt de acord, într-adevăr, dar cu hotărârea Consiliului Local. Da. Sigur, cererea adresată Consiliului Local. Bun. Da. Domnul Mureanu, scurt, vă rog frumos. Foarte scurt, pentru că știu că timpul este prețios. Vă rog, vă rog. Vreau să vă spun că asta este și ideea. Eu nu puteam să, atâta vreme cât filmez pe toată Valea Trotușului și cu toate comunele, și răspund la prima întrebare, cu toate comunele am făcut un preț simbolic de 80 de euro. Poate nu ați auzit sumă. Suma este foarte mică, este o sumă modică, dar cu toate comunele, absolut cu toate, n-am luat nici mai mult, nici mai puțin de 80 de euro, care abia ne decontează nouă cheltuielile de benzină și niște bani pentru domnul cameraman. Deci scopul meu personal nu este cel financiar, ci este dorința de a nu ocoli o comună în contextul în care toate celelalte comune, mulți dintre consilieri probabil au văzut, le-am promovat și în al doilea rând nu ne-am implicat în scandalul, nu ne-am implicat în chestii politice, ci am venit cu respect către Consiliul Local față de dumneavoastră pentru a face cunoscută comuna cu bune și cu relele pe care le are. Dar încă o dată spun, nu este scopul nostru de a prezenta lucruri negative, ci doar ședințele de Consiliu, așa cum sunt ele, fără a le comenta, fără a le tăia, fără a face cenzură. Deci apreciez tot ceea ce a spus dumneavoastră și sperăm într-o colaborare cât mai bună. Domnul președinte, atât am mai dorit să faceți, imparțialitate totală pe bine. Dar poate cum avea. Va fi vorba de un contract de colaborare, no, care de promovare, de promovare și se vor prevede aceste lucruri. Deci, fi sigur că la prima ședință se va avea un proiect. Vă mulțumim. Acest proiect ar trebui spus la vot. Da. Nu. Dacă domnii consilieri, o secundă, dacă domnii consilieri sunteți de acord că la prima ședință să fie sub aprobări acest proiect de hotărâre. Sunteți de acord? Cine este prima ședință? La prima ședință. Așa, haideți să discutăm și probleme. De loc, după aceea, dacă cineva dintre dumneavoastră, legat de
probabil, zice dumneavoastră legat de acest lucru de salubritate, probabil. De cele mai multe probleme de aia. Cine vrea să ia cuvântul? Vă rog frumos. Da. Da. Trebuie să mă prezint sau mâine? Așa, mă cheamă Emil, sunt administratorul unei societăți din comună, știți și dumneavoastră, ei sunt colaboratori, să spun așa, în sensul că au și firme, colaboratorii propriu spus, mă rog. Întrebarea e în felul următor. Cum a ajuns firma asta nouă de colectare a gunoiului în localitatea noastră? În ce modalitate? Cine sunt? Cum de percep prețurile astea mari față de cei care au fost înainte? Cum de-au câștigat o licitație? Că se spune că a fost o licitație, nu știu unde, la Bacău, mă rog, unde se țin licitațiile. Cum de-au câștigat licitația, fiind diferențele astea mari între prețurile vechi la firma nouă, veche și la firma asta la altă? Știți prea bine, probabil, nu știu dacă primăria are contract cu firmele de salubrizare. L-am întrebat pe domnul viceprimar tura trecută și a spus că nu există un astfel de contract. M-a surprins, nu știu cum plătiți gunoiul. Dacă era 37 de lei gunoiul la firma veche, acum e 110 plus TVA, am înțeles, s-a rectificat. Dar totuși mi se pare scump și la 50 de lei, nu la 50, să factureze 0,5 metri cub pe lună. Care e ideea? Vă convine dumneavoastră la careva să mergeți să cumpărați un kil de zahăr să plătiți 2 kg? Așa vine și aici. Plătește minimum, facturează minimum 0,5 metri cub pe lună. Păi cum să plătești 0,5 metri cub pe lună dacă tu nu produci atâta gunoi? Asta ar fi întrebările noastre. Dacă poate mai apar și altele întrebări. Eu am avut pregătită... Altcineva e pus totul așa un abonament lunar. Nu ca să... Deci dacă am... Mă iertați, mai am o chestie. De ce nu s-a lăsat 2-3 firme, domnilor? Să fie concurență, cum ne concurăm și noi cu toate... Toată economia asta funcționează pe baza concurenței. Cum îi lași pe ăștia să vină singuri? Mâine, poi mâine, putrem să-i o să spună, domnule, nu vrem 110 pe plus TVA, o să vrem 500 plus TVA, pentru că nu ne ajung, nu acoperim cheltuielile. Vi se pare normal ca și consilier, nu știu, a fost supus unui vot, n-a fost supus unui vot, nu știu cum a intrat. Eu știu un lucru, orice societate comercială, persoană fizică, nu are voie legal să bată un cui, dacă nu are autorizație de la primărie. Cum de-au venit ăștia? Sunt contracte care nici nu au expirat cu firma veche. Încă sunt în derulare și deja sunt ăștelați în lucru. Cum vă explicați lucrurile astea? Și așteptăm răspunsul, să vedem ce soluții găsim. Altcineva dintre dumneavoastră încă... Cu aceeași problemă am venit toți. Posidariu, deci dacă îmi permiteți, posidariu, cred că sunt cel mai măsurat să le înțeleg. Posidariu e o răspunsă. Domnului, nu mai vreau. Vreau să sunteți și cu domnul primar în măsură să dați răspunsul concret la acești oameni. Asta a discutat foarte clar. Ei vom aduna, vine de la Bacău domnul director de la ADIS, care răspunde și o să le explice detaliat în litera legii ce înseamnă strângerea. Și bun, și eu de ce nu aș fi în măsură ca să-l pot da? Pentru că am fost la ședință. Și dumneavoastră ai participat la ședință. Pot să răspund. Dacă nu ești în măsură să-l iau, eu, de exemplu, eu îi pot da răspunsul. Haide, domnule. Aștept ca să vă ce spune. Așteptăm. Poftim. Deci eu am dat cuvântul. Mulțumesc mult. Da, mulțumesc mult. Deci, domnul Văcaru. La ultima ședință care a avut loc legat de această discuție referitor la gunoi, având loc ședința pe 29 decembrie, domnul Ababi, de față aici, nu poate să ne contrazică, l-a chemat pe domnul director Seto, mâna dreaptă a domnului Benea. L-a chemat la ședință, să ne explice. În calitate de ce a venit domnul director? Păi nu știu, în calitate de... În calitate de director, la firma, mă rog, nu mai dă. Asociația de dezvoltare și la ADIS. Bun. Unde suntem anticontractual. Da. Domnul ne-a prezentat multe chestii. Deci ne-a spus, eu m-am cramponat cu domnul și am spus că este un bun orator și am spus că ne minte. Dintr-un total de 93 de UAT-uri în speță, primării, după raza județului Bacău, au încheiat contract, vă spun eu, sincer, 64. Sau 61, vreo 30 și ceva? 65. Sau 65. 28 nu au încheiat contracte. Bine, că au contract individual. L-am întrebat pe domnul director. Domnule, au fost două firme, sau o firmă, MVM-ul, care încasa, care lua gunoiul după raza cum nu-i Târgu Trotuș. Și a spus, domnule, nu s-a prezentat pentru că acum se cere pentru nu știu ce celula 1 și 2 se cer mașini. Noi, mă rog, în sfârșit, sărim peste subiectul ăsta. Eu, dacă vreți să fac o copie, i-am spus, m-am ținut de la acel punct, nu am votat. Pentru ce nu am votat?
Pentru că nu sunt de acord ca agenții economici să îngenunchem din copnată cu trotuș. La 100 de lei plus TVA, 120 de lei, dați-mi voi să vă răspund, da? La 120 de lei pe lună vin 1400 ceva pe an. Orice agent economic l-ați îngenunchiat. Cu banii aia plătești salarii, plătești transport. Ați îngenunchiat și l-am spus în ședință public, domnule, public. Vreau să-și asume că le-am spus. Eu am fost singurul din toți cei consilierii prezenți la ședință. Care... Nu. Da. Ba da, am fost singurul și am aici procesul verbal. Și deci nu am vrut să votez pentru că eu nu sunt de acord cu această problemă. Eu vreau să se pună frumos. Dom'le, nu poți să-i pui 3 lei? Pune-i, dom'le, 10 lei, 15 lei maxim la societate. Dar nu atât, dom'le, pentru că l-ai îngenunchiat. Bun. Mulțumesc frumos. Deci, eu vă spun sincer, acest punct, acest lucru care zice domnul Ghiteru, nici măcar nu a fost discutat în acea ședință. Sigur, a fost propus. Și cu asta. Deci, nu s-a discutat. Nu s-a discutat despre prețuri, nu m-a luat. Nu mai au nimic aici. S-a discutat numai de prețul 3,76 pe euro. Nu, pentru persoanele fizice. Nu s-a discutat. Să vorbesc, că văd că suntem luați de mapete. Da. Deci, s-a propus domnului director în felul următor. Domnul director, o să adunăm societățile, deci reprezentanții societăților, da. O să vă invităm la o ședință extraordinară, împreună cu dumneavoastră, și o să punem în discuție acest subiect, fiindcă mi s-a părut foarte mult. S-a mers numai pentru persoanele fizice, care este un avantaj, se merge pe locuitor de casă, de exemplu, dacă sunt 3 persoane, în loc de 18 lei, pardon, vor plăti 11,7 lei, deci s-a redus la persoanele fizice. La societăți... 3,70 lei. Noi intrăm în subiectul ăsta. Și urmează ca, am vorbit și cu domnul primar și cu domnul viceprimar, săptămâna viitoare, să-l invităm iar pe acest domn aici, împreună cu dumneavoastră, într-o seară, când o să avem toți timp, și discutăm problema asta pe la. Sigur. Primul pas a fost, s-a redus la jumătate. Dar nu e definitivat. Veniți cu propuneri și vom discuta. Și discuțiile cu suntem consilieri. Nu, domnule, tocmai din cauza asta... O pâine și să plătiți 3 pâini, vă convine un problem. Nu, tocmai din cauza asta n-am fost de acord cu problema aia. Dar de ce nu s-a luat cu pâine? O secundă. Domnul Vacar, da. Această problemă a fost supus la vot, nu? Sigur. Cu cât? Pentru și cu cât? Sigur. Spuneți, domnule. Nu. Deci a fost această problemă, a fost, nu această problemă a fost supusă. Deci problema la Geneva a fost. A fost problema de încasare pe 3,76 pe fiecare cetățean. Nici de cum a fost supus aprobării acest 1.100.000. Nu a fost. Nu, dar noi am fost raportat. Fără să avem, fără să avem prețul. N-am avut prețul. Deci, domnule, noi am văzut, noi, dumneavoastră ca și consilier, ați văzut raportul prețului? Eu l-am văzut. Dumneavoastră l-ați văzut? Nu. Deci înseamnă că nu studiați materialul de ședință. Da? Vă mințiți singur și ne mințiți și pe noi. Bine. Eu l-am văzut. Adică deci eu ești agent comercial. Ești aici de față. Îi strică la oameni ce s-a discutat. S-a discutat. Deci agenții vor face separat contract. Sigur. Și numai un modelul de contract a s-a făcut. Deci până la urmă s-a discutat modelul de ședință. Contract. Și nici măcar nu modelul de vor face separat contracte. Domnilor, de ce minți așa și domnul? Nu, domnule, nu minți. Eu am procesul verbal. Deci, domnule, nu minți. Am procesul verbal care scrie negru pe alb. Ce s-a discutat? Asta v-a spus. Nu mai puțin. Domnilor care aveți pentru această problemă, sunt și eu interesat. Nu numai dumneavoastră, am și eu. Nu mai puțin. Acest lucru va fi discutat într-o ședință extraordinară la care va fi. O secundă, domnule. La care va fi invitat și agenții economici, domn Petrici? Și agenții economici și directorul de la SEDRU. Să vin în casă, să stăm de vorbă, să vedem. De ce la 10 metri pătrați să ia ce 1.100.000 și probabil la încă 500 de metri pătrați să cere acea sumă. Eu mi se pare, eu am discutat pe probabil lumea lui, a fost cu totul de acord că este o inarbitate, nu este ceva normal. Și urma să avem discuție în sensul ăsta. Nu s-a băgat nimic în că va fi atâta. Deci urmează ca această discuție să fie făcută ulterior,
probați săptămâna următoare, vă rog, domnul primar și domnul viceprimar. Dânsul a vorbit direct cu domnul. Eu am vorbit direct. Pe tema asta. Și discutăm direct, m-am înțeles și a zis, domnule, va fi 50 de euro, 50 de lei pe fiecare societate. Dacă nu mai puțin. Și am zis, domnule, este un început, înseamnă că există o înțelegere și va suporta o discuție legată de treaba asta, pentru că nu este posibil ca o societate comercială, o persoană fizică autorizată, o asociație familiară care are 10 metri pătrați, să plătească 50 de euro. Înseamnă că dintr-o dată și are dreptat dumneavoastră. 50 de metri cub. Nu, nu, face divagații, nu-i mai, 110 metri cub plus TVA. 110 metri cub plus TVA. Ascultați-mă, se factura. Domnul Măcar, atâta este, nu spuneți că nu este. Nu se mai facturează minimum 1 metru cub, se va factura minimum 0,5 metri cub. Asta este diferența. Dar iar vă repet, iarăși nu este în regulă. Vă întreb, 100 de oară, îmi cer scuze. Vă ar conveni să luați un sac de zahăr, să plătiți 5 saci? Da, asta este întrebarea. Nu convine, domnule. Voi vedeți că nu vă convine. Bun. Ce faceți cu gunoiul actualmente, domnul Băgar, dumneavoastră, ca și societate, ca și mine, ca și Ungureanu, ca și ceilalți? Dacă acum treaba este atât de ambiguă, ce facem cu gunoiul ăla? Treaba deci nu este definitivă. Nu, dar ce facem noi cu gunoiul ăla? Că nu ni-l am. Nu ni-l am. Asta e altă problemă, este altă problemă. Păi ține tot de chestia asta. Altă problemă care trebuie neapărat. Pentru neastră stați în ședință aici, o dată, de două ori, de șapte ori, trece o lună de zile, trei că ăștia nu iau gunoiul ăla pe persoană fizică. Trebuie să vină special pentru persoană juridică. Vreau să vă completez. Consiliul local aprobă doar taxa pentru persoanele fizice. Atât. Consiliul local nu are dreptul să aprobe o taxă pentru persoanele juridice. Cum, dar primăria de jos nu are dreptul ca să... Doamne, scumpă! Doar pentru persoanele fizice am aprobat. Da, doamne, de acord cu dumneavoastră, dar Consiliul local nu vă supărați. Păi, doamne, doamne, să stăm aici, doamne, să vedem alu' fărgărești. Nu mai puțin, domnul Băcar. Consiliul local este suveran în această comună, poate lua decizii, și nu putem să lăsăm societățile și exact cum a spus domnul Petru, 3 metri pătrați plătească 1.200.000. Când e cu banii aș plătește curentul. Da. Nu putem lăsa societățile comerciale, agenții economici în speță, de izbeliște. Nu putem, doamnă, să facem așa. Vă mai repet încă o dată, în caz că nu știți. Consiliul local este suveran în această comună. Dar noi unde plătim taxe și impozite, doamna secretar? Nu știu ce rol aveți aici. Unde plătim noi taxe și impozite? Eu noi n-am cerut să negociați prețul dumneavoastră. Pentru societățile noastre. Dar nici să nu votați să intre, să aibă exclusivitate, ne puneți în fața situației venite, nu te semnează contract, ăștia sunt convine. Regulă, nu-ți convine, tot în regulă. Nu-ți dau autorizație de funcționare, vi se par normale lucrurile astea. Da, aveți dreptate. Păi și atunci despre ce vorbim? Aveți dreptate la ce serviciu, la ce serviciu. Iar vă întreb, iar vă întreb, plătiți cu noi aici, la primărie, se plătește cu noi. Vă întreb, și cât plătiți, doamne? Vă convine că plătiți mai scump. Nu plătiți din banii dumneavoastră, cu siguranță. Deci, în acest sens, săptămâna viitoare, cât mai rapid să facem. Solicit domnului primar și domnului viceprimar o discuție cu domnul director de la BAC, domnul director Sergiu, așa, săptămâna viitoare. Dar nu mai cât mai rapid și vă rog să veniți și dumneavoastră. Trebuie să mai evitați. Vă comunicăm data respectivă. Ar fi bine o dezbatere publică și cu cetățenii, că poate sunt și oameni care nu pot plăti banii ăștia. Domnul Băcar. Să facem o specificare, domnilor. O secundă, domnul Băcar. Deci, cetățenii care au venit aici și au vrut să fie informați. O secundă. Haideți să le spunem și realitatea de pe partea aia, că o să înțeleagă că noi suntem puși aici de fapt degeaba. Cum s-a ajuns de a veni Romprest? Ca să ridice gunoi. Păi a licitat cei de la Ardis, de la Bacău. Și au venit și ne-au băgat cărțile sub nas. Vreți să vedeți? Asta e societatea care a câștigat. Cine e Ardis? Cine e Ardis? Ardisul este Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Salubritate Bacău. Este asociația. Este o asociație a primărilor. În care suntem și noi ca primărilor. Avem un reprezentant acolo? Păi este. Și reprezentantul ăsta știa că de la 37 de lei va fi 137 de lei pe lună? Domnul Abadu, vă poate răspunde că domnul e reprezentant. S-a informat domnul direct. Primar, poate să mi s-a spus direct că pentru persoană fizică se stabilește 3,76 și pentru agenții economici se fac contracte individuale pentru agenții economici cu firma respectivă care a câștigat licitația pe țară.
Deci 66 de abovateuri plus 2 sectoare de preț. Deci nu suntem noi de vină că au câștigat ei. Deci, haide... Stați un pic, nu sunteți de vină. Ia trebuie să vă întreb. Dumneavoastră, domnul primar, personal v-ar conveni să săriți de la personal la ăla? Personal vorbesc așa. Păi eu n-aș dormi noaptea pe cuvânt. De-aia am și venit. N-am fost în viața mea aici. Sper să nu mai ajung. Cum, frate, să dau eu 12-13 milioane de lei pe an la gunoi față de, de cât era, 360 de lei. Comentarul nu este bătut în cuie. Nu, ascultați-mă, am fost acum, am luat un contract, a fost și a fost și mititelul. Știți cum fac? Vă pun documentele în față, astea sunt, vă convine semnațiile și dacă nu-mi convine, să fiți sănătos. Vi se pare normal atunci, dumneavoastră când mergeți la ședință, la Bacu, la București, o fi pe țară, nu pot să înțeleg. Înseamnă că trebuie să mă duc în Spania să fac. De ce a venit ultima zi? Sediul firmei să duc acolo. Contract. De ce n-a venit la mijlocul anului? Vine la sfârșit de an ca să... Nu, dar e un contract impus ăsta, nu este, nu puteți să spuneți, aveți dreptate, poate că așa știți dumneavoastră, dar este un contract impus. Noi nu avem opțiune, aici este problema. Eu nu pot să spun, băi, nu-mi convine cu tine, mă duc cu altcineva. N-ai! Și dacă nu fac contractul, rom prestul că ei sunt actualmente, voi mă recândi să obțin autorizația de funcționare de la primărie, o să mi se spună, n-ai contract, nu semnăm și nu funcționez. Da, domnule, s-a rezolvat treaba asta, deci urmează săptămâna viitoare domnul primar și domnul Bicipăran, se vor îngriji să ne convoace și să discutăm direct cu firma respectivă. Nu numai să ne mai convoace, care este părerea noastră? Că, mă repet, noi plătim taxe și impozite. Mai susțineți-ne ideile, mai consultați-ne dacă... Așa ne puneți în fața situației în primul rând. Să spun, așa s-a întâmplat. Vom fi alături de dumneavoastră. Sunt direct interesat, nu mai... Nu știu că sunteți, că mai de-aia mă surprinde că sunteți și nu s-a luat nicio măsură. S-a luat prima măsură, s-a luat de la 110, s-a redus din post. S-a luat, deci... S-a scușuvat din metru, domnul cu Văcaru, deci... Prețul este același. Prețul este același, jumate, mergi, e cazat jumate. Domnule, că unii au dreptate. Păi cum să spuneți dumneavoastră cu serenitate că s-a redus? Nu s-a redus. S-a redus marja de la o tonă la 0,5, dar prețul a rămas 130, exact cum spun. Ei sunt foarte bine. Ai chiar un contract cu 130. 110. Da, domnul Văcar, 110. Deci era atrăgere dumneavoastră. Deci vă spune că dumneavoastră nu ați înțeles dumneavoastră. E, n-am înțeles. Băi, domnule, înseamnă că eu nu am matematică. Nu, dar o să vedeți că tot sunt. N-am matematică. Nu, da, nici eu nu am matematică. Bun. Pe noi, vă rog pe noi ne iertați. Pe mine și pe domnul. Ține-mi de metura, eu vă arăt. Deci ne scuzați, poate ne-am supărat. Sănătate. Nu, nu trebuie. De ce ai scuze la funcțiunea noastră? Mulțumim tot. O zic cum ne vă dorim sănătate. Sănătate nu mai bine. Da. Nu putem să ne investigăm. Părintele este aici și îți dăm citire la ceea ce spune. Așa. Da?